Festivitățile de premiere pentru absolvenții din Târgu Jiu vor debuta săptămâna aceasta, mai exact pe data de 2 iunie. Ceremoniile vor avea loc pe stadionul municipal din Târgu Jiu, iar vestea bună este că fiecare elev poate fi însoțit de două persoane. Relaxarea restricțiilor de la 1 iunie permite ca pe stadion să fie prezente peste 1000 de persoane la festivități. La ceremoniile de pe stadionul municipal din Târgu Jiu pot participa doar persoanele vaccinate sau care prezintă un test negativ de COVID-19. Accesul pe stadion pentru invitați, pentru spectatori, cei care au calitatea de spectator, nu se poate face decât respectând actele normative în vigoare, care spun foarte clar că cel care dorește să intre pe stadion din calitatea de invitat sau spectator trebuie să îndeplinească acea condiție minimală. Vaccinat, da, cu cel puțin 10 zile rapelul înainte de intrarea pe stadion, test PCR cu cel mult 72 de ore înainte de accesul pe stadion sau un test rapid cu maxim 24 de ore înainte de organizarea evenimentului. Nu sunt condiții impuse de autoritatea publică locală. 1000 de persoane vor putea participa la festivitățile de premiere pentru absolvenții din Târgu Jiu. Mi-aș fi dorit ca, odată cu mărirea capacității pentru participare la 1000 de persoane, intrarea să se fi făcut cum s-a făcut anul trecut, doar cu purtarea măștii. Din păcate, în momentul de față, avem acte normative în vigoare pe care le-am și postat pe site-urile pe care le dețin, pe profilul meu și pe paginile mele, sunt norme impuse de către organismele centrale și trebuie să le respectăm. În momentul în care am stabilit să organizăm acest eveniment, trebuia să impunem și măsurile necesare, pentru că suntem direct responsabili în condițiile în care cei care vor intra pe stadion nu îndeplinesc aceste norme. Startul festivităților de premiere se va da miercuri 2 iunie, când pe stadionul municipal vor fi sărbătoriți absolvenții claselor a 12-a de la Colegiul Tehnic General Gheorghe Maghieru, Liceul Teologic și Liceul Energetic.